bomboane accesibile că nu s-a zgârcit. Sigur, bine că nouă ne dă bomboane și pe alții îi invită la petrecere. Păi invită doar pe cei apropiați, noi nu suntem apropiați. Nu, dar când mi-a cerut să-i fac tema la engleză. Atunci doar se folosea de tine. Uite-o, le invită pe Aria. Știu de ce nu ne invită, pentru că știe că eu o iubesc în secret. Păi dacă știe că o iubești în secret, nu mai este în secret. Eu nu o iubesc, așa că poate mă invită. Nu ne poate invita pe toți din gașca noastră, cred că mă invită doar pe mine. De ce ești așa sigur? Fiindcă și eu am invitat la ziua mea. Dar ziua ta e peste o lună. Am invitat-o ieri la ziua mea de peste o lună. Așteaptă mișcare. 6. Vine spre noi. Bună, băieți, ce faceți? Uite, ne uităm pe culegere. Și cum merge? Nu prea ne descurcăm. Poate vă ajută dacă întoarceți culegerea. Ți-am spus azi la mulți ani. Da, de vreo 9 ori. La mulți ani, ca să fie număr cu soț. Aș vrea să vă chem la petrecerea de ziua mea. Iuhu! Cristina nu a terminat de vorbit. Am 2 invitații. Una pentru Bogdan și una pentru Carl. Bun, bun, și a mea? N-ai înțeles. Doar Bogdan și Carl primesc invitații. Și eu pot să intru și fără, nu? Nu, doar cei cu invitații. Dar stai în secție, n-o înțelege, că doar eu te-am invitat la ziua mea, te implor! Îți dai seama ce înseamnă asta? Suntem cei aleși, nu oricine are norocul ăsta. Mă simt de parcă am câștigat la loto. Ghiciți unde au fost invitați? M-a invitat și pe voi? De ce? De ce nu? Oricum eu știu ce cadou iau, o să-i placă la nebunie. Oh, nu! Am uitat de asta! Acum trebuie să o impresionez cu un cadou. Eu iau un cadou din 2 locații. Eu din 3 locații. Eu din toate alocațiile mele. Calmați-vă! Nu are sens să concurăm. Mai bine ne unim forțele și alocațiile și luăm un singur cadou. Dar de valoare? Bună idee, felul ăsta o să lăsăm cu gura căscată. Și pe ea, dar și pe ceilalți colegi. În felul ăsta ne creăm o imagine în toată școala. Unde-s doi, puterea crește. Unde-s mulți, puterea... izbutește, dovedește. Prea multe silabe. De acord, cine se duce după cadou? Ce prisi luăm de aici? Știi că lui Cristina îi place arta, nu? Aici sunt doar obiecte unicat. Dar sunt cam scumpe. Exact, și de aia o să o impresionăm. Vă pot ajuta cu ceva? Tu cine mai ești? Ții locul mamei care lucrează aici, dar s-a dus să livreze o comandă. Căutăm un obiect de artă care să-l facem cadou. Dar nu cred că aveți voi bani pentru aceste obiecte. Nu, zău! Cât costă asta? Are dreptate. Dar cred că putem găsi totuși ceva care se încadreze în buget. Wow, ce frumoasă e! Și se încadrează la limită în buget. Această vază a fost realizată unicat de un artist african care s-a stins recent. Super! O să o bucure asta! În sensul că obiectele de artă sunt mai valoroase după moartea artiștilor. Bravo! O să dăm lovitura! E cu defect, n-o luăm. Cum nu? Ați spart-o? O plătiți! Dar nu avem bani să o plătim. Cum nu? Adineauri aveți bani să o cumpărați. Păi da, dar nu ne mai rămân bani de cadou. Trebuia să te gândești înainte să-i dai peste umăr. A fost din greșeală, nu se pune. Da, se foarte pune.
Eu zic să o tăiem de aici. Să o tăiați? Ce poliția? Ce dovadă ai? Camerele de supraveghere. Ok, ok, să ne calmăm. Dacă e nevoie să o plătim, o cumpărăm așa. Cum așa? E spartă în bucăți. Copii, calmați-vă, mi-a venit o idee genială care o să ne scoată cu obraz curat. Te rog, împachetează cioburile și într-o cutie de cadouri. Le luăm așa. Deci intrăm la mulți ani, bla bla bla, și îi dăm cadouri. Poftim, o mică atenție din partea noastră. Vai, mulțumesc, dar nu trebuia. Genial! Nu mai strânge de asta sărbătorita. O să cadă pe covor. Noi trebuie să ne prefacem afectați în clipa aia. Nu pot să cred că ai spart cadoul. Nu mai rugăți acum. Faptul e plinit. Dar eu simt că o mint pe fata pe care... Pe care o iubești cu tot ce o iubim. Nu e singurul. De aia ne chinuim să rezolvăm situația asta nasoală. Dacă nu ai alți bani și altă idee genială, îți sugerez să te controlezi. Trebuie să mai facem câteva repetiții ca să ne iasă perfect. Exact. Nu putem fi nepregătiți, altfel se va prinde. Bun, încă o dată. Deci știi ce aveți de făcut, da? Și știți unde se așează fiecare. Eu nu pot să o fac, am emoții. Simt că o să scap eu cutia din mână. Trebuie să scape ea din mână. E singura noastră șansă să nu ne facem de râs. Dacă nu poți, dă-mi eu cutia. Ne dau eu. Mă bucur că ați reușit să ajungeți. Ați înțeles? Cristina se bucură că ați ajuns în sfârșit cu întârziere. Dragă Cristina, la mulți ani, bla bla. Pardon, am vrut să zic din partea noastră. Noi toți ăștia care am întârziat, de fapt am întârziat să căutăm cadoul perfect pentru tine. Vai, mulțumesc, dar chiar nu trebuia. Ba trebuia, meriți cadou din partea tuturor. Dar unde-s restul de cadouri? N-ai înțeles, am contribuit toți ca să-ți luăm un cadou valoros, ceva deosebit. Cu grijă, este foarte fragil. Vai, ce beagă sunt! Oh, nu se poate! Sperăm să mai fie întreg. Nu pot să cred că ai spart cadoul. E, lăsați, dacă s-a spart, s-a spart. Asta este. Ciocă mi-a dat noroc, măcar să vedem ce cadou era. Deci ați făcut chetă ca să cumpărați niște cioburi? Să știi că eu te iubesc, totuși. Și noi! Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si froid. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vue, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. 1, 2, 3.